Întotdeauna am avut o impresie foarte bună vis-a-vis de școala muzicală de peste Prut, din Moldova noastră dragă, pentru că sunteți frații noștri, pentru că muzica este la un loc de cinste și o să discutăm chiar și despre un album pe care ne l-ai adus tu astăzi. Bine ai venit! Da, eu mai zic încă o dată bună seara și vreau să zic că chiar avem talente, avem oameni foarte talentați. Spune-mi cu cine ai realizat albumul și eu în timp ce tu vorbești o să-l arăt la una din camerele noastre. În primul rând vreau să zic că lumea artei este foarte bogată, este foarte luminoasă și chiar dacă am absolvit medicina, am făcut 9 ani de zile de medicină, sufletul meu mereu cânta. Deci asta îmi cerea sufletul meu, muzică, și nu-mi pare rău, pentru că simt că, într-adevăr, muzica este viața mea și un vis mi s-a realizat și mulțumesc Domnului și celor care m-au ajutat foarte mult de a realiza acest album. Și vă răspund la întrebare. Deci sunt multe piese a mai multor colaboratori autohtone, compozitori, textieri, dar unele piese sunt chiar trecute prin sufletul meu pentru că îmi aparțin și muzica și textul îmi aparțin și țin foarte mult la ele, pentru că atunci când le-am scris, când le-am plămădit, le-am simțit, au trecut cu adevărat prin mine. O să mai discut vis-a-vis de album cu tine, să-i spunem bun venit și invitate noastre Anelise din Bacău. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Din Bacău, nu am greșit. Da, din Bacău. În această seară am să vă prezint două piese din repertoriul internațional. Da. Sunt piese pentru sufletul meu și sper și pentru sufletul tuturor celor care ne urmăresc. Sunt adaptate și traduse în limba română de dascălul Elena Carmen, sora mea. Foarte frumos, foarte frumos. Eu am ascultat melodiile tale în avantpremieră. Sunt texte foarte frumoase, așadar poți să transmiți deja felicitările noastre și sperăm să realizezi și tu un album. Ce spui? Uite, Carolina a venit deja cu albumul ei. Da, intenționez să colaborez cu un compozitor pentru o eventuală realizare. Da, să-ți compună melodii, da. Și chiar eventual să-ți orchestreze anumite melodii. Anelise, eu o să te rog să dăm drumul la programul muzical, o să te invit în platou.